O șoferiță a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un camion. Accidentul s-a produs în satul Zahareuca, raionul Telenești. Potrivit poliției, tânăra în vârstă de 23 de ani a efectuat o manevră de întoarcere, dar nu s-a asigurat și s-a ciocnit cu un camion. În consecință, femeia a pierdut controlul volanului, iar automobilul a derapat și a ajuns într-un șanț. Tânăra a fost transportată la Spitalul Raional Telenești pentru îngrijiri medicale. Potrivit oamenilor legii, ea nu consumase alcool.